În jurul orei 22, vântul puternic s-a abătut asupra municipiului Drobeta-Turnu-Severin. 10 de cabluri de internet și electricitate au fost rupte, iar acoperișul unui bloc de la marginea Severinului a fost pur și simplu spulberat, ca o foaie de hârtie. S-a prăbușit peste 10 mașini aflate în parcarea din apropiere. Toate au fost grav avariate. Am la televizor când a venit un vecin să-mi spună că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Multe autoturisme avariate. Cred că-s vreo 8 sau 9. Dumnezeu știe. Stai și eu, am și eu. Ai sacul la mata? Aveți asigurare, casco? Nu avem. Nu, casco nu. Nu cred că are cineva casco. A fost vântul așa de puternic? Foarte puternic. S-a auzit parcă ar fi tras cineva cu tunul, așa s-a auzit. Eram în casă, n-am observat. Nu știu cum a fost. Dar cred că a fost puternic. Dacă a ajuns să arunce puternicul jos, da. Aveți un autoturism avariat? Da, e să din față. E personal? E pe firmă, dar oricum. E foarte avariat. Asigurare, casco aveți? Nu, casco nu am, dar... Cam cât ar fi pagubele? Nu știu, nu pot să apreciez. Accident pe urmă. Sunt multe mașini avariate. E aproape, cam fiecare mașină are câte ceva. De o problemă, unele mai mari, altele mai mici. În total, 10 autovehicule au fost avariate grav de acoperișul prăbușit. Unele au caroseria complet distrusă, altele doar plafonul, geamurile sau portierele. La fața locului au intervenit 10 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Aceștia au degajat bucățile de tablă prăbușite de pe bloc. Am tras de prăbușirea unui acoperiș când am fost la fața locului, era deja căzut în parcare pe 10 autoturisme care le-au fost avariate toate. Acoperișul este făcut praf, este stricat. Din tablă? Din tablă și din lemn cu viitoare din tablă. Vântul puternic? Da, cauza este un vânt foarte puternic, fiind ultimul bloc din la periferia orașului. Județul Mehedinți s-a aflat sub avertizare cod galben de vânt puternic începând de duminică seara de la ora 22 până luni dimineața la ora 4.